Păi, Sile, mai ai elicopterul? Nu știu, că nu e la mine. Cum adică nu e la tine? Ce helicopter? Elicopterul tău, cum nu? Aveai un elicopter... Trebuie să-l scot. Păi da, dar du-te, ia-l și hai să mă ieși pe mine de pe aeroport, îți trimit locația. Ok, acum bine, acum bine. Te aștept, mersi. Dăm locație, pa. Trebuie să vedem, băi, pe unde trebuie să urc, că nici nu știu, pe aici, cred. Opa, o mașină aici. Opa. Fii atent ce trag în ei când vor să urce sus. Fii atent ce trag în ei. Hai, Sile, să mă iei, Sile. Oro. Adu-l mai repede jos, Sile, că vine aia! Oh! Mă e sus, poliția, mă e sus! Bă, dar nu vrea să... Aolo! Si le punem la pe avionul ăla și pilotează cu el. Păi cu Gabriela e fată sau băiat? Păi dacă o cheamă Gabriela, ce e, băiat? Și nebun la cap și tu. Am căzut băiezul pe casă, aia tampul tot. De ce nu? Păi dacă a venit Sile să mă ajute. A liniștit pe unul. A liniștit pe amândoi. Mama, a venit și elicopterul de poliție. Este elicopterul de poliție, ești nebun? Sau? Așa trebuie să faci și tu? Da, mă, băi, dar mie... Urcă sus, Sile, urcă sus! Te demuise! Colegul, stai, să nu... Mi-era să explodeze în pana. Schide ușa, coleg. Bă, vreau să zic cine e mașina. Te duc la casă cu mama mea. Vreau să zic? Colegul, dar ți-a luat ceva până mai jos. E Andrei? Ai de capul meu, băieți. Dacă e Andrei, e gura să râde tot treaba. Ușor, colegul, ușor, că îmi dai palpitații. Hai, vă duc acum la un spital. Da, vă duc la ala din Stenic, e cel mai sigur că sunteți în... Căutați poliție. Mama mea. Bine, colegul, bine. Una-ți vocea aia ca pe tatăl nostru, e Andrei. E Andrei, mamă.
Să ne face ceva rău, băiți. Noroc cu tine, că altfel acolo rămânem. Ce? Noroc cu tine, că altfel acolo rămânem. Nu, păi cum să nu, eu vreau să-mi dea, eu nu oficială mafie. Eu chiar vreau să oficial, dar multă mafie. Da? De când ești? Da, colegul. Hai că o să te băgăm. Hai că o să te băgăm în mafie dacă e. Ce au ăștia, mă, frate, de fac atâta scandal aici la mine? Gigi. Mă bucur. Da, da, da. Cu droguri, cu femei, cu că Gigi se ocupă cu femei. Femei de la alții. Sună cineva cu numai secret. Bună ziua, domnule. Domnul Andrei Brască, sunteți aici? Pe telefon? Sunați? Domnule. Domnule, v-am păstrat mașina. V-am găsit numărul și v-am găsit și numărul de telefon, domnule. Ce vreau să mă prind? Mă porcul meu, ce mai jumecher, ce mai tare? Vă spun fiscat, o zi bună. Ioi. Unde mi-a adus ăsta? Mai vii la casă, trebuie să vin. Eu stați așa un pic, băi, până ajungem noi aici, să vedem care-i treaba, YouTube. Stați așa un pic, băieți. O secundă, mă. Aolo, ne-a prins ăsta, băieți. Lasă-l jos, ridic, domne. Ne-a prins Andrei, băieți. Ați avut dreptate, era Andrei. Aolo, ce se întâmplă, domnule? Fața la elicopter, mai repede. Mă iertați. Mamă, m-am cătușat și pe mine, ești nebun. Aolo... Stai să-ți iau și o paraștă asta de pe spate, că mi-e cătușar, faci vreo șmecherie și tu sar, chiar ți-o iau de aici. Nu prea mai gelată. Nu? Lasă că adică... ți-am luat-o eu, m-am rupt-o, așa. Și dacă ți-au și vesta asta de pe tine. Ce mai faci cu ația? Luați, doamne, și luați, luați tot. Iau și mâna. Uite că ți-au și... ți-au ăsta de pe față. Nea bebe, ce fac, bre? Ce să fac? Tu ești, mă, bombalule. Haideți, fă-mi cătușele, că am teatru că vreau să plec acasă. Aaaa! Ce dai, mă, muiere? Ce mă dai, nebunule? Au! Mi-ai zis? Bă, dar ți nu-ți e rușine, băi. Au! Ce vezi cum vorbești? Să vă deschid ușa. Dacă nu, cazi, mă, băi. Mă, tu, dura, mă. Stai, dă, nu, 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 fac nimic ca la elicopter, doamne, fer. Oh. Acum te prins, că n-aud. Dacă... Mă rup pe partea alaltă, domnul! Mă rup pe partea... Au! Dacă a zis că mă rup pe partea cealaltă! Au! Au! Uite ce-mi face, bă, băieți! Veniți să mă ajutați, băieți! Au! Vino pe aici și oricând sunt aici, pe partea asta în care vin eu! Hai, gata, gata! Nu te urca la vol. Trage cu dinții, trage cu dinții. Ah, ce să mai trage?
Urcă, bă, dacă nu te urci, te împuși, mă. Bă, te împuși, mă. Eu pe tine, eu te împuși. Te împuși, urcă-te. Dom'le, dar nu, nu merge, dom'le. Nu vrea, nu vrea, nu. Bă, urcă-te, mă, o dată. Chide ușile bine aici, să nu săriți sau să cădeți cumva. Naiba știe. Ce? La casă? Ajung acum acasă la băieți, a fost o glumă. Tima așa. Dă-mi cătușele jos. Dă-ne cătușele jos, fraiere. Mă duc acasă. Bă, nu mai prim așa, te duc acasă, bre, a fost o glumă. Că știi că se apropie ziua ta. Da, mă, dar de asta să fă și ai de-al cantare în mine, acum nu prea mi s-a părut glumă. Scuze, bre, n-am vot. Gata, bă, băieți, că a glumit, bă, a glumit, băieți. A glumit și Andrei, nu face din astea cu mine, că-ți dai să. Doamne, ce mă bucur că nu ai făcut sau ce. Băieți, am strâns și noi 1000 de like-uri, băieți? Am strâns și noi 1000 de like-uri, băieți, sau nu strângem? Dar ce le-ai omorât pe colegii mei buni? Ei, de ce trăgeau după bebe? Ce? De ce trăgeau după noi? Pentru că trebuia să mă prind. Las că i-am prins eu noi. Da, nu mă prind și eu acum. Ai zis că a fost o glumă, uite, și eu am glumit cu ei. Da, bre, nu vezi. Ai glumit cu ei omorându-i. Ia uite ce scrie aici pe monitorul ăsta, și că slap 22. Bă, stai cu mine. Stai cu mine. 3. Nu, că murim și noi. Gata, bre, vă duc acasă. Băi, Mihaela, de ce știți, mă, mesajul lui... Ai scris din astea prostii, mă, Mișan. Ai trecut de casă, întoarce. Te-a luat moderatorul meu, cel mai bun, Mihaela. A, la mine la casă, uite aici e. Pe unde ne duci? Nu, bre. Aici am... Ai fost azi dimineață? Aici, da. Oprește. Nu o să mai fi. Aolo, unde ne duci, pe insulă? La statuie Americii? Hai cu mine după statuie. Vrei să mergem după statuie, să-ți dăm amândoi la Andrei? Mă, e bună asta, bine că mergi să o folosesc și eu. E de când erai tu mic. De când te-ai născut tu e. Vezi. Cum indică statuia asta? Să-l bag și undeva. Pe insulă nu se poate, te fac antrenamente. Să mă gândesc. Pericol, dar tu crezi că ăsta crezi așa m-a fi văcă, nu? Nu mai gândi, du-ne la casă și aia e, uită. Să mă gândesc. Andrei a mâncat amuzant. Avem o grămadă de treabă, Andrei. Fiecare zi mănâncă. Ce treabă, bre? Mai trebuie să vă confisc cu bani, dar încă. Hai, confisc-o, să avem la noi. Nu poți să trezezi acolo, prostule. Trebuie să-i dăm craci în sus. Ostule... Slaca a materizat. Unde a materizat? Este fum, bombalăule. Nu este fum. Bă, dar aterizează aici, mă, unde mă duci? Păi, insula aia am tot fost. Slap 22. Acum nu e nimic interesant. Slap 22, păi și pe insula aia n-am fost de 100 de milioane de ori. Că nu da, acolo e interesant. Da, nici un slap 22, nu mă speria. Am emoții. Băi, Neasile, dă-i tare cu piciorul să-l dai jos. Împinge-te cu piciorul tare în el. După aia vedem noi cum pe luăm cu un potol. Așa, mă, că uite așa, hai că mai dai, na, că te țin așa, te drumul. Băi, stai că-mi e rău, fac ochii ca la... Bine, Neasile, împinge-te, pune spatele în geamul tău. Așa. Și dă cu piciorile în el. Încerc. Bă, dacă tu faci, stai, dacă faci asta omor pe Amalia, bre. Asta zic. Am capturat-o pe Amalia. Măi, ce-l luase în poziție? Ce? Bă, tu ai capturat-o pe Amalia, de asta n-a venit ea în seara asta să ne întâlnim. A, acum nu mai-s nimic ca să mă ia, a? Auziți, bă, unde e Amalia, capturat-o ăsta, băiți. Bă, nu iesc să mă însor și eu cu ea. Crezi că se uită la toți proștii?
De asta ne plănuim nunta, mhm. Nu știu ce să zic. Nu crede. Da și când fac nunta. Cum ești, Peri? Mirco, sunt bine sănătos, cum să fiu? Bine sănătos, tu? Tu cum ești? Cum este la tine? Mai mă plimur cu ăsta. Băieți, v-ați făcut cont Petrovo pentru că o să ne mutăm Petrovo imediat. Nu. Bine, bre, atunci aterizăm. E rău. Slab 22. Gata. Bă, nu mai amenința cu ăsta, mă. Că și eu pot să dau. Ia, să vedem. Nu dau. Ia, da, să vedem. Slab 22, ia să vedem dacă poți. Nu fiți bulangii, bă. Tu, mă, ia dai să vedem dacă poți. Slash 22. Nu merge. Ia dă-ți, cine să o capturezi, mă? Lăpă ăsta. Hai că am mai făcut eu de... Ne-am făcut cum să ne facem. Băieți, vedeți că o să ne mutăm pe trovul la un moment dat și după o să ziceți că nu. Faceți-vă repede cont. Eu am hack și am ID 372. Ok. Cum m-ar interesa, dar dacă spui tu. Vrei să-mi berbe un pic până ajunge bombalul pe insulă. Aici iar sunt animale de alea sălbatice. Știți ce vă las aici? Vă las la goril cu cătușe. Duce ăsta pe insulă, bă, băieți, bă, iar mă duce ăsta pe insulă, bă, băieți, bă, mi s-a luat de insula asta, sincer vă zic. Era un om pe nume Ion și pleca pe camion supra și plin de râi. Pe centură. Aha, a venit să ne salveze. Cine a venit? Cine a venit, mă? De aici. Cine a venit, mă, să ne salveze? Poliția. Unde sunt? Să știi că aici eu sunt elicopterul albastru și aici am prins doi indivizi foarte mari. Ai dacă vreți, aterizați. Nu știu cine e în elicopter, dar sunt pe caiu. Dar eu nu știu ce elicopter e ăsta al tău și vă dați seama. Căutam ceva pentru că... Îl băgăm, băi, ai, Sile. Îl băgăm pe Andrei, colaborare mafie. Da. Îi spunem tot ce face el, că ne ajută mereu. Căutam acolo, căutam altceva, eu că... Hai că-ți să vădă el șefa. Pusălăule, te ceartă șeful ta, mă! Aport. Îmi zice aici, l-am prins pe domnul Sile și ei mă fac râsa și le aduc acum la secție. Aport. Ia uite, i-a zis șefa trece acasă în statul. Păi nu, domnișoară, n-ați înțeles, i-am prins eu. Eu i-am prins. Black Angel, salut. Sile, când ajungem acolo, îi spunem că ne-a cerut el să ne predăm cumva, știi, să ne dăm, să ne dăm interlop, ca să cum e, să-l avanseze și pe el în poliție, că n-a reușit să prindă pe nimeni în viața lui. Așa-i zicem. Eu sunt. Ce zice, mă, Tibi ăsta aici, mă, ce tot în schimbă, Tibi? Trimite poze cu maimuțul, mă, uitați-vă, le uită-l pe Andex. Doamne, ferește, Tibi, nu-i sănătos la cap. Domnișoară, mă uitam acolo, a zis domnii că ultima dorință, înainte să meargă la viitoare, eu să meargă la viitoare. Slep 22. De asta a zis să vad ultima caiu și i-am dus, domnișoară, Diana. Stai să zice, mă, lămbric, blic pe Andrei la secție. Bă, Andrei, dacă ne duci la secție, te vă să zăm tot despre tine, tot ce faci tu cu mafia, cu tot. Ascultă aici, bine. Ia-ne și du-ne într-o locație. Ajunge numai 10 minute. Sile, îl băgăm, că ne ajută mereu cu mafile, că ne ajută la jafuri, că uneori vine la jafuri și participă cu noi. Îl băgăm toate astea. Îl bag, dar nu mai iese. Bă, ăsta ne accidentează, bă. Adică nu că nu mai iese. Bă, Andrei, ce să faci, iasă, mă? Bă, stai, mă, potol, mă. Ce zic, bă? Andrei, eu dacă mă duci la secție, eu îi zic la șefa ta tot.
Tu ce ai făcut? Îi zic că ne ajungi cu ăsta, că îi faci colaborare mafie și ăsta. Spun că tot ce faci tu. Că ai fost când l-am răpit polițistul ăla, ai fost cu noi. Static. Nu știu, nu știu nimic. Azi că știu, am dovezi. Am poze. Am filmări cu tine. Ai poze? Tu zgurata. Hai, pe tu, mă. Ia du-mă la secție dacă ai curaj. Du-mă la secție să vorbesc cu șefa ta. Da, nu, te duc eu la secție. Ia du-mă dacă ai curaj. Dar tu o să fii dat afară, spun eu. Da, o să fiu dat afară. Eu dau toate declarațiile de tot ce e nevoie dau despre tine. Te dau un gând rău de tot, te bag și ce n-ai făcut te bag, înțelegi? Dar tu nu știi o chestie? Bă, eu știu ce știu. Bine, bebe, băi. Japonezul, salut! General, ce ai zice tu despre mine? E dat generală. Dai, mă, că ne omori. Mă, cu minte, mă, mă, nebun. Mă rog, să moară să se benească, nu mă rog. Ia aruncă-te, mă. Stai să văd unde. Cum unde? Aruncă-te direct, nu mă. Asta vrea să ne omoare, băieți. Tu vei muri? Dracu, dinții de asta și tot nu mor. Nu mor? Eu ies la suprafață, eu știu să not. Da, doar de picioare, la fel. Cu cătușe, ce mare lucru să not cu cătușe? Not așa delfinul ca... Delfinul cum not? Exact, are ca mâini? Și delfinul not și eu. Ca un pește asta din ăla pe verticală. Ies la suprafață, fuh. Să ne aruncă în apă, băiți, o să murim, sincer. S-a aolo. Păi știi locul ăsta? Da, da. Stai că vei muri. Când e cu să mor, mă, nebune? A, ia uite, poliția în spate. Ce mișto. A, nu, 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 nu. Hai, că ne dă cu craci în sus aici. Poliția, uite-o. Mamă, suntem și salvați, șefa. Suntem salvați. Stai liniștit. Mi-am făcut compătrul, băieți! Hai până se hotărăște Andrei ce vreau să facă cu noi, hai să ne mutăm repede pe Trovo noi, băieți. Hai să continuăm acest live pe Trovo. Vă aștept pe toți pe Trovo, băieți. Aveți aici link-ul. Stai să nu-l dă iară pe Trovo. Aveți link-ul aici pe Trovo. Găsiți aplicația pe telefon. Continuăm live-ul acolo. Vă pup pe toți cei de pe YouTube. Vă aștept pe Trovo acolo. Continuăm live-ul. Continuăm live-ul pe Trovo. Perfect, v-am pupat și ne auzim pe Trovo, băieți. Vă salut pe toți. Aia zic, tati, stai să trag eu chat-ul peste ăsta. Paca așa, să închidem ăsta. Olu, ne-a dat jos, băieți. Ne-a dat jos, nebun. Ia uite, o porniți elicopterul, știi, mă. Fii atent, tu pune-te în genunchi, le doar. Cine, mă? Pune-te în genunchi. Nu vreau. Au. Am zis să te pun în genunchi. Bate, te rog eu. Pune-te în genunchi. Gata, uite, mă. Așa. Le scot cătușele și să-ți ia arma pe el. Adică? Sile, și tu ești cu el, Sile? La mine, bre. Bă, și Sile cu el, bă. Ce n-ai, bară, mă? Bă, Sile, bă. Ești cu ăsta, mă? Deve, dar tu nu știi?
Nu. Cum crezi că a venit el acum? Eu l-am chemat. Dar de ce? De ce? Mai ții minte că m-ai lăsat singur și m-ai lăsat cu el? Când? Și am zis că gata să se termine între noi? Am mai stat pe lângă tine ca să mai câștig încredere și uite. Cum e posibil așa ceva? Am rămas... Ai lăsat atunci pe mâna lui Andrei, n-a venit nimeni să mă salveze și m-a tot timpul ajutat. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Și ce vrei de la mine? Voi vreți putere. Voi vreți putere, nu? Bate-l. Au! Liniște. Nu mai... Mă, dar graz mai. Bă, băiez, bă. Hai, ridică-te, că n-ai nimic. Pune-te înapoi în genunchi. And Mă față și eu. Chiar așa, Sile. Fii atent. Pune tu, Sile, despre amale și eu zic despre chestii. Ce vrem de la tine, da? Fii atent ce vrem de la tine. Eu vreau să nu mai ai nicio treabă cu Amalia. Ai înțeles, mă? Ai înțeles? Da. Dacă te mai văd cu ea, nici nu știu ce să vă fac. Eu spun o bombă, mă, știți, atât de nebun. Nu e pentru tine, Amalia. Dar pentru cine? Am eu un prieten. Nu mai conta. Ce tot comentezi atâta? Dă-mi cătușele astea jos. Pune-te înapoi. Uile, dacă ne ia. Încă o chestie. Esențială. Tu ții mult la Amalia, da? Da, normal. Fii atent, tu trebuie să desfinți, desfinți mafia. Ce? Dacă o desfințezi, dă tot, să desfințezi mafia. Dacă nu... Dacă nu o vom omorâ pe Amalia, o vom tortura până când va mori. Bă, trebuie să desfințezi mafia, bă, băieți. Auziți ce încerc ăștia, bă, să desfințez mafia? Dar Jasile, ești... Normal, și în gaură de șarpe, vezi. Vezi că nu sunt singurul. Am oameni băgați în mafie la tine care sunt cu mine. Cu... Și nea Gigi? Nu pot să-ți dau detaliile astea. Putem să spunem doar că... Dacă acum dau un telefon, toți băieții mor de acolo. Care sunt la casă, sunt pa. Nu trebuie să faci asta. Dar tu când m-ai lăsat atunci singur, cum a fost? Nu știu când, băieți. Simt răspunde. A fost o greșeală. A fost o neînțelegere. A fost o neînțelegere. Neînțelegere, zici? Au! Și acum tot neînțelegere. Omorâți-mă. Dar nu o să fac nimic din planul vostru. Nu, n-ai voie. N-ai voie acolo, că după... Omorâți-mă. Văd cum ne putem înțelege. Lasi. Fii atent. Stați-mă să mor. Pune-te din nou în genunchi că-ți trag în cap. Lăsați-mă să mă... Ia în brațe, Neasile. Am eu idee unde să-l ducem. Bă... Vi se pare ok ceea ce se întâmplă, băieți? Vi se pare ok ceea ce se întâmplă? Vai de capul meu, băieți. Vai de capul meu, băieți. Oare pot să mai trimit o notificare? Băi, stați așa să mai trimit o notificare pe ăsta. Pe Trovo, băi, dar nu știu dacă mai pot, dar încercăm să trimitem una.
Save and send, ia să vedem. S-a dus? S-a dus notificarea, băi, aia zic. Lăsați-mă, nu. Să vină toată lumea pe live, să vadă trădătorul, băi. Să vadă trădătorul! Ești mai conștient, ne auzi? Da, da. Ce se întâmplă? Îți desfințesc mafia, da, nu. Ce se întâmplă dacă nu fac asta? Va muri Amal. Vei muri și tu. Te căuta când te vom găsi, te vom căuta și în gaură de șarpe. Și te vom omorâ. Ce zici? Băieți, ce să zic, băieți? Învățați-mă ce să zic, băieți. Adică tu nu trebuie să mai ai nicio mafie, înțelegi? O să scap de aici, o să vă rezolv pe amândoi. Nu știu să zic. Nu una peste ca mâisile, că văd că nu înțelegi. Nu știu ce să zic. Abandonezi mafia? Băi, eu zic să zic ca ei, băi, eu zic să zic ca ei și după aia fac ca mine, ce ziceți? Hai să zic ca ei și fac ca mine, ok? Nu mai fi probleme în oraș. Dom'le, pentru Amalia fac orice, să știți. Te-a vrăjit, ce ți-a făcut? Ai văzut și tu că te-o trădă înșelat cu Gigi, cu Paulica, cu Radu. Cu toți? Ei, catifea, catifea, da. Cu toți. Ia și mie o mașină, ia și mie o mașină, uite așa. Tu vrei să te însori cu ea. Ce să fac, băieți? Tu trebuie să faci ce zicem noi. Ce să fac, băieți, că ăștia vor să mă omoare, să închid mafia, băieți. Ești de atâta timp mafia, curcubeu. Mai fă și ceva. Și tu polițist, mai lasă mafia. Mai fă-i, fii și tu un medic, fii și tu medic. Dar nu mafia, nea bebe, bă. Bă, ăștia încerc să închid mafia, băieți. Ăștia încerc să închid mafia, băieți. Vi se pare ok? Nici nu știu ce să fac, băi, trebuie să mă sfătuiți și voi. Trebuie să mă sfătuiți și voi să-mi ziceți, băi. Eu mă numesc cu muștar. Nu vor mai fi probleme în acest oraș și înțelege. Te rog eu frumos. O fi fain să lucrez la poliție. De ce mă mă ăsta, Gabriela, să te răsesc pe tine? Cred că aveți dreptate. O să închid mafia dacă îi dați pace lui Amalia. Să fiu polițist, dar să mă pot vedea cu Amalia. Noi nu vom, cum se zice, noi nu vom lăsa pe Amalia pe când tu nu vei destrăma mafia. Bă. Nu mai fie nimeni acolo. Nimeni. Hai să-ți arăt și eu ceva aici. Demo, nu șterge nimeni mesajul de mă. Băieți! Și vezi cum faci să nu te orice, că dacă tu fugi cu elicopterul, îți trag glos în cap. Duce mai departe de elicopter, îl pune în sus acum. Bă, da, greu e, bă. Lasă-l, poate să meargă și singur, care și picioare și două mâini. Hai, du-te unul în spate. Unde în spate? Sus? Sus nu, 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 sus, nu, jos, jos. Te duce în spate. Na, asta de lemn. Ți-a arăt ce... ce-ai cauzat tu. Vezi sângele ăsta? Alo, 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 aici, 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 aici. Vezi sângele ăla? Da. A fost cauzat de tine, nea baby. Come back when your story is complete. Ăla înseamnă... Franciu s-a dus, când tu și cum asta cu beu, prins foarte multă putere. Sper că nu este sângele lui Amalia.
Salut, Tigule, cum mai ești? Ce să fac, Mari? Sunt foarte obosit, sincer. Sunt, nu știu, am obosit foarte tare astăzi, nu știu. Cu persoana ta. Mă da, dau și picioarele, nu știu. Interior. Ți-ai înțeles? Am înțeles. Trebuie să desfințezi mafia mea, baby. Înțelegi? Trebuie să desfințezi mafia, am înțeles. Dacă nu vei face asta... Așa, așa. Să știi că... Amalio ce să fac? Va fi doar un vis pentru tine. Ce să fac asta? Îți ia aici viața ta pe la Amalia. Așa o să fac. Să desfințez mafia și o să mă retrag. Băi, dacă nu faci așa, mă, de tu ți-am zis așa, mă. Bă, tu ai făcut pe invers, mai ai făcut. Cum ai făcut tu, mă, nevăcitule? Îți arunc acum de pe cilea la cât de nervos sunt. Uitați, băieți, cei doi șerpi. Înțelege. Hai pe să pute tu. Și dacă de bea ai văzut circulă la sângele lui ambele, va fi tot ăsta de desubt. Băieți, ăștia mă omoară sau ce, băieți, îmi cer, ia, cer vino, să... Ia vino să citești aici, să-mi zici și mie ce scrie aici. Come back when your story is complete. Și cum e? Să mă întorc când... Viața ta e pe sfârșit. Sau mai pe scurt, scris. Când Amalia va muri, trebuie să fie aici, că va fi plin. Pericol sunt mai mulți șerpi, nu doar doi? Da, s-ar putea să fie mai mulți șerpi. Hai în elicopter. Hai la elicopter. Urcă în spate, mută-te în spate. Te vom duce de acasă acum. Dacă tu vei zice acum ceva despre noi, să știi că noi avem oameni peste tu și te vor omorâi. Bă, deci eu... Ai înțeles? Da. Deci eu gen nu trebuie să le spun oamenilor că ei m-au trădat, gen. Trebuie pur și simplu să închid mafia, băieți. Te duc la tine acasă. Deci eu nu pot să le zic oamenilor, băi, eu trebuie... Trebuie să închid mafia, cumva? Hai să te dau acum, imediat ajungi. Deci ce e de făcut acum, ia zi? Să închid organizația. Și? Și ce? Și nu mai nicio treabă cu Amalia. Da. Mai trebuie să închizi organizația. Bă, nu mai vedem niciun mă. Ce să nu mai înjura, mă, nebunule. Și după... Bă, nu mai avea nicio treabă cu Amalia. Dar de ce-mi ceri asta, mă, băieți? Raul, salut. O să vezi că dacă tu nu mai ești puternic cu mafia, cu tot, Amalia pleacă singură. Și vezi că tu nu trebuie să ieși nimic de mine la poliție, înțeles? Sau de ține, înțeles? Uh-huh. Jură-te. Jur. Pe roșu. Jur pe roșu. Păi îți mai înjurați, băi, dacă mai sunt oameni care înjură pe chat, vreau frumos dați-le bani permanent. Nu mai înjurați, băieți, că primiți bani permanent, treaba voastră. Au! Auzi, ești bine? Au! Bine, bine! Aoleu!
Hai să dau, dați-i cătușele jos repede, dați-i repede cătușele jos. E mai complicat cu cătușele. Aaa, n-avem cheia. Trebuie să le tăiem. S-a dat drumul așa și după aia a plecat. Unde ai fost? Ai fost răpit? Ce ai pățit? Da, au fost niște oameni răi. Hai să-i tăiem cătușele, nu mai stați și vă uitați, haideți, tăiți-le. Neciucată, vă rog, ajutați-ne. Vre... Dați-i cu cuțitul acolo pe ele. Dați-i cu flexul ceva. Au fost niște oameni răi acestui oraș. Îi cunoașteți? Cine sunt ăia? Ce sunt ăia, tati, zi? Sunt niște oameni care ne vor rău. Așa, bebe, să ți le spun. Zine numele, îi cunoști? Se băieți aici. Te prede aici. Băi, nu contează dacă e lângă mine sau nu. Cum bagi și ăla acolo când... Mamă, așa tati. Din prima, mă? Ciurgică, ar fi trebuit să te respect mai mult. Dar mi le-a pus bine, vrem, nu știu să spun. Bine că am scăpat eu. Stai-ți linie, băieți. Bă, am mersi mult, chiar aveam și eu nevoie de o pregătire. Băi, și mie cine ne scoate? Trăiți, domnul bebe. Băieți. Scot. Georgica! Georgica, scoate-le, Georgica! Am o veste foarte proastă, să știți. De ce, domnul bebe? Mă duc până în casă să mă schimb și revin. Ok, ok. Tati, ești bine? Te simți bine? Ce ai pățit? Nu mă simt bine, sunt rău de tot. Păi de ce? Bagă-mă și mine ca să stăm de vorbă, te rog. Chiar trebuie să stăm de vorbă. Mihăița, sunt ce le-ai zis asta. Erau amândoi cu un clip, mă, nu sunt sănătoși. O schietară să le-au. Trebuie să-mi dau geaca jos. Dacă a fost dezbrăcat până la vostru. Bă, ce mă enervează. Tati. Ce nu le-ai spus, edita mai mafia? Hai mă omor, băieți. Stați așa un pic, jucător fix, dacă dau fix mai mi-apar astea. Stai că trebuie să pun astea pe mine toate. Iartă-mă, taticule. Ascultă-mă 2 minute, te rog. Zi. Am fost amenințat cu moartea, a venit Andy ăla și cu... Ce mi-ai făcut cu fata asta? Mi-ai pus-o pe cap acum și acum a venit Gagică și cu vorul lui să mă bat aici în curte. Ce deci aici în curte de față bată, cu... Mă. Așa mai, Andy ăla sau cum îl cheamă? Băi, auzi. Ești nebun, lac. Bate-mă aici în curte, iau-te cu... El și cu vorul lui. Spune-le. Chiar așa în curte. Cu umbre să te bate mai aici. Spune-le. E pe ce bebe e supărat așa. Bă, băieți. Bine, bre. Avem o problemă gravă. Problemă gravă rău de tot. Care e domn bebe? Păi nu știu care mă sufli, dar nu mai sufla că te spăr rău de tot. De ce ați pățit, domnul bebe? Ascultați-mă aici bine. Voi știți, sunt câțiva oameni care conduc acest oraș. Acești oameni mi-au spus că vor omorâ pe mine, o vor omorâ și pe Amalia și chiar și pe mulți dintre voi. Dar mi-au pus o condiție prin care toți putem să ne vedem fericiți de viață. Condiție foarte grea pentru mine. O condiție care nu mai mi oferă nicio speranță de a trăi. O să-mi ia totul, să știți, această condiție. Care? Condiția ca eu să trăiesc, ca voi să trăiesc, ca Amalia să trăiască, este foarte greu să spun acest lucru. Spuneți, domnul bebe, spuneți. Spuneți, domnul bebe. Această condiție
este ca mafia curcubeu să se desfințeze. Nu, nu se bame. Domn Bebe, îmi dai o viață pentru mafia curcubeu, îmi dai o viață. Nu, domn Bebe, nu. Nu. Mai degrabă mor. Domnilor, ascultați-mă bine. Nu permitem așa ceva. Nu este nimic din ceea ce îmi doresc. Dar dacă eu mor, va mai exista speranță că mafia curcubeu va exista? Nu. Eu nu cred. Dar dacă trăiesc, poate reușim împreună, chiar dacă vom fi despărțiți și unii vor lucra în alte părți sau veți fi în alte organizații. Poate vor exista speranțe și la un moment dat, acei oameni care conduc acum orașul, vor fi exterminați sau ceva și ne vom putea întoarce din nou. Aceasta este speranța. Eu pe lângă faptul că o să trebuiască să închid organizația. Pe lângă faptul că nu o să mai am organizația, va trebui să nu mă mai văd niciodată cu Amalia. Nu, domnul Bebe. Greu cu dragostea asta. Dragoste mare ce? Pentru organizația am avut, că de am bun de zile sunt aici în fiecare zi. Să merg cu voi mai departe și să ne facem cunoscuți. Trebuie să luptăm. Am obosit. Domnule Bebe, putem vorbi, vă rog. Am obosit, băieți. Am obosit foarte tare. Iar acești oameni mi-au cerut să desfințăm mafia. Sau? Nu se poate. Eu voi fi omorât. Voi veți fi omorâți. Nu. Nu vom permite așa ceva. Faza este că uitați-vă unul la altul. Uitați-vă unul la altul între voi. Vă rog, întorceți-vă unul cu fața la altul. M-am întors așa de băiatul ăsta cu călărie de lângă mine. Cine a tras? Mamă. V-am spus până că deja am murit. Acasă. Până deja a murit, tati. Rămâneți nemișcați. V-am zis, asta v-am pus este... să vă uitați unii la alții pentru că mulți dintre oamenii care suntem aici de față sunt trădători acestei organizații. Am fost trădați. S-au executat o conspirație și am fost trădați. Pentru cei care sunt adevărat cu mafia curcubeu, va trebui să vă ascundeți și să așteptați semnalul meu. Bine, domnule Bebe. Așa bine, domnule Bebe. Bine, domnule Bebe. Am înțeles, domnule Bebe. Va trebui să fugim acum. Fugiți cât vedeți cu ochii, salvați-vă! Că moartea este aproape. Fugiți! Fugiți! Tati, eu rămân cu tine orice ar fi, ești tatăl meu. La revedere, domnule Bebe. Du-te, fugiți, du-te liber, du-te liber, fugi! Tati, hai în casă. Haide. Vai, mi este foarte frică. Domnul Bebe, eu stau cu dumneavoastră. Nu, du-te, du-te a liber, nu, îți risc să mori. Du-te. Tati. Foarte trist ce s-a întâmplat. Foarte trist. Foarte trist ce s-a întâmplat. Aula, nu l-am băgat pe Mihăița în casă. Pune melodia, nu pun bă nicio melodie. Asta e, băieți. Da, s-a putut. Atâta s-a putut, băi, Mihăiță. Ce facem acum, băieți? Ce facem acum, băieți? Auzi-l pe la cică, Bebe, eu nu am primit banii. Ai de viața mea. Tati, iartă-mă. Mihăiță. Iartă-mă,
că am venit așa greu, dar știi și tu probleme. Tati, cine facem? Cine ai făcut? Ce s-a auzit? Zice, ne facem. Ce s-a auzit? N-am auzit nimic. Am avut orașul ăsta în palmă, băi Mihăiță. Mi-a scăpat. Și știi de ce mi-a păscat? Știi ce mi-a scăpat? Ce? Cauză că am avut încredere în oameni. Să știi. Orice ar fi, eu sunt aici alături, orice ar fi. Dar mă știi, sunt copilul tău, sânge din sângele tău. Crede-mă că împreună o să putem să ajungem înapoi. Unde ai fost? Eu o să te ajut. Doamne, dar spune mai multe, cine te-a răpit? Ce ai pățit? Știi cine te-a răpit? Nu spune nimic. Nu spune nimic. Nu pot să zic nimic, Mihăiță, îmi pare rău. Au fost trădați. Dar știi de cine? Au fost trădați? Hai să mergem, avem treabă. De mergem. Nu știu, băieți, o să încerc să rezolv problema cumva. Că nu o să mai fi împreună cu Amalia? Dacă eu mă mai văd cu ea, ea o să moară. Dacă te mai vezi cu ea, o să moară? Da. Vai de mine. Doamne, cum arată curtea goală. Ce s-a întâmplat? Fugiți cât vedeți cu ochii. Fugi. Moartea este aproape. Fugi repede, ia-ți mașina și pleacă. N-am mașină. Fură o mașină, fugi! Cât vezi cu ochii? Ne, nu plec. Urcă! Dă-i! Hai, nu vine să cred unde s-a ajuns. Hai, Stai! Și Georgica, stai! Mai e loc? Nu cred. Nu mai e loc. Hai să fugim cât mai departe. Încotro, hai că aici. Ce s-a întâmplat că am fost la baie? Ești bine, Mihaiță? Ușor, să nu facem accidentat, sau ușor. Da. Băi, așa aș vrea și eu, nu știu, o să vedem, o să venim cu o idee, cu ceva, nu știu, băieți, o să vedem ce se întâmplă pe viitor. Aoleu, ce ne facem? Nu știu, Mihăiță. Dar ce s-a întâmplat? Alo. Nu pot să zic. Treaba ta câteva zile. A fost dezastru. Mai trece pe acolo, la dacă nu înțeles. Îi trece. Domnul Bebe, să știți că v-a trădat de la voi. V-a zis. Am fost și eu la pușcărie acolo. Am înțeles. M-au sunat acum, ci că să nu mai trec niciodată pe la casă. Cum? Te-a luat și casa? Cine a zis asta? Hai să ne ascundem în paleto. Spre paleto. Dar e ok dacă ne ascundem toți patru? Iată cât am pus acolo pe navigație. Am aici comanda. Da. Asasinează pe tot de tot și apoi redeschide mafia? Băieți, nu știu ce urmează să fac, băieți. Oricum o să iau contactul cu Amalia și o să-i spun ce s-a întâmplat, gen. Trebuie să salvăm neapărat mafia.
Trebuie să vorbesc și cu Nea Gigi dacă nu e cumva și el implicat. Fă-te Hitman, o nouă răzbunare se întoarce. O nouă răzbunare se întoarce, băiți. Tate, o să trebuiască să vorbim noi, doar noi doi. Un minut. Mi-a venit o mică idee, dar nu știu dacă e ok. Spune-mi. Nu pot să spun aici. Îl vin pe Hitman înapoi? E ceva ce noi am mai făcut odată pentru această organizație. Noi doi am făcut. Zi-mă că eu nu v-am dat în gând și v-am dat aia de la voi. Nu pot să spun! Să-i spun doar lui. Fă-te polițist, de ce mă Gabriela să mă fac polițist? Tot ce se vorbește în mașină aici va rămâne. N-am încredere. Bă, dacă n-am zis-o pe bune, o zic. Unde mergem acum? Dă-i aici la stânga, stai aici la stânga. Aici? Un aici? Da, la stânga, aici. Aici o să stăm. În corturi. Aici. E o locație bună. E bine, tati, aici. E bine, oriunde. Lasă aici. Vino puțin să vorbim. Ia-ți. Hai, mă duc să mă culc. Mai rămân. Mi-e frică să nu se întâmple ceva. Auzi, știi ce? Mai bine vorbim mâine, ok? Și vedem ce facem, da. Sunt foarte obosit și foarte stresat. Vreau doar să mă pun în pat și să mă odihnesc. Să urmeze... Și stai în fi că o să se rezolve, o să le rezolvăm pe toate, am emoții foarte mari, crede-mă. Păi Mihaiță? Da. O să vină zile grele, rău de tot. Știu, dar o să trecem cu bine peste toate. Hai să ne băgăm la sub. Ce se aude? Hai băiții cu Hitman, nu? Aici mă pun pe carton să dorm. Da, și eu la fel, mă pun lângă. Eu cred că o să dorm în asta, că în cap. Noapte bună, tati. Noapte bună. După ce mă pun pe cartonul ăsta aici. Am băgat aici în... Sunt foarte bună pe Bebe, fă-te taxi. Ce s-au de? Băi, sper că v-a plăcut episodul de astăzi, live-ul de astăzi. Chiar sunt foarte obosit. Ce faci în nouă viață? Eu, ce gânduri am. Viața de mafiu. Da, băiți, o să închidem live-ul. Cam asta a fost roleplay-ul pentru astăzi, nu știu, vedem ce facem pe viitor, încercăm să aducem ceva nou, încercăm să facem niște șmecherii noi, eu am ceva idei în cap, dar asta o să le vedem pe viitor, nu o să umără mafia Curcubeu, o să existe ceva o să se întâmple în spate, o să vedeți despre ce este vorba, aveam de mult în cap o idee de genul și cred că o să iasă ceva mișto, o să fie ceva nou, ceva ce n-ați mai văzut. Cam asta a fost live-ul pe astăzi, vor urma câteva episoade.